Salutare, azi vreau să vă arăt un Maserati Levante F-Tributo, model year 2023, într-o culoare mai altfel, este grigio la miera, această culoare este un gri cu albastru azzurro semi-mat, foarte faină partea de caroserie. Acele loguri de F-Tributo pe care le vedeți aici pe mașină sunt dedicate primei femei din Formula 1, o versiune aniversară. Aceste logo-uri ne aduc aminte de prima doamnă care a pilotat în Formula 1, Maria Teresa de Filippis, care a participat în 1958 și 1959 în campionatul de Formula 1 cu mașinile Maserati. Ba mai mult, ea a fost și pilot de uzină pentru cei de la Maserati, care în anii 50 au avut foarte mare succes în toate campionatele de motorsport. O să începem cu partea din față, ca să vezi cum arată mașina. Fiind o ediție aniversară, are și alte jante, le puteți vedea aici, sunt jantele de 21 pe negru cu margine portocalie. Așa, partea de faruri, bineînțeles LED Matrix, cameră 360, adaptezi cu tot ce trebuie pe partea asta de dotări. Bineînțeles, nu se putea altfel, totuși e o mașină care costă în jur de 140.000 de euro. O să mergem și la partea de interior. Mie îmi place foarte mult exteriorul și culoarea. Pentru mine culoarea asta face toți banii. Nu sunt cel mai mare fan la acest portocaliu, dar fiindcă e o ediție limitată, îl pot cumva iubi sau trebuie să-l învăț să îl iubesc. Așa, să vă arăt și partea de interior un pic. Apoi o să deschidem și o să vă arăt partea de motor. Mașina are și soft close, bineînțeles, am uitat să vă arăt și asta pentru cei care vor să vadă, așa, și logo-ul, tridentul portocaliu. O să deschidem și în spate, să vă arăt și acolo ce și cum, dar înainte de a porni, ca să vedeți cum se aude partea de sonorizare. Bineînțeles, acestea fiind V6 vin cu evacuare activă, adică aveți partea de clapete în evacuare, o să vi le arăt și acelea. Haideți să îl pornim. Îl pornim de aici. Așa pornește. Iar aici aveți butonul magic Sport și deschide clapetele din evacuare. Se aude foarte bine, într-adevăr. Dacă o să fiți foarte atenți, aici o să vedeți și clapetele, se pot vedea clapetele în interior. Așa, și clapetele de tobă care sunt prinse pe partea de bară. Se aude foarte bine. În mers e spectacol. Dar ce să mai... Ia să aud. E mișto. Se turează foarte, foarte repede. Haideți să-l oprim și să vă arăt și partea de motor. De aici se deschide capota motor. Foarte faine și pedalele acelea din aluminiu Maserati. Să închidem. Și pachetul ăsta cu black chrome e fain pe mașină. Ce frumoasă este sigla Maserati aici în față. Și voilà, aici e motorul de 3.0 V6. El este derivat din motorul de quatrifoglio, care la rândul lui este derivat din motorul de Ferrari California. Doar că pe Ferrari California avem V8 și aici avem V6 cu două turbine. 430 de cai, 580 de newton. Știu că nu e o performanță wow, pentru că suntem obișnuiți cu quatrifoliurile de 600 de cai, dar își face treaba foarte bine și se mișcă mașina mai mult decât fain cu el. Haideți să închidem. Pe mine mă rupe culoarea. Deci pe mine mă rupe culoarea. Foarte faină culoarea. Să mergem și la partea de portbagaj și apoi să vă arăt și jantele și partea de interior. Aia probabil vă interesează cel mai mult. Haideți să deschidem portbagajul. Așa. Aici puteți vedea kitul black chrome, camera de marșaler, lunarea la număr cu LED și partea de deschidere. Și cam asta e partea de portbagaj cu spații de depozitare și de desubt. Iar aici îi tubul de bază de la Amman Cardon sau subwoofer, cum vreți voi să îi spuneți. Așa, o să-l închidem înapoi la loc. Îl închid și mergem și la partea de interior.
Pentru mine cea mai frumoasă parte e partea asta de spoiler de aici din spate. Îmi place foarte, foarte mult acest spoiler. O să comand unul și pentru Stelvio. Se poate pune și pe Alfa Romeo Stelvio acest spoiler. Pentru mine e ceva wow. Haideți să mergem și în, și în spate. Să vedeți cum arată și în spate mașina. Voilà, arată foarte bine. Da, e altceva. Nu o să mai urc acum ca să vă arat spațiul, deși hai să o facem și pe asta. Scaunul este foarte tare dat în spate, dar după cum puteți vedea, există spațiul destul. Mașina asta este o versiune puțin mai săracă în interior, dacă pot să zic așa, la Maserati. Faptul că nu are climatizare în spate și încălzire în scaunele din spate, din punctul meu de vedere, dezavantajează un pic, dar dacă nu le folosești, n-are rost să dai banii pe ele. Foarte faină pielea, e, wow, deci e o calitate extraordinară. Plafon panoramic, bineînțeles, aici totul este îmbrăcat în Alcantara. Arată foarte, foarte bine, foarte luxos și scump. Și ușile, la fel, sunt foarte faine, au logo-urile inclusiv în spate. Foarte fain, un loc foarte fain în care să stai. Așa, haideți să mergem în față, că acolo vă interesează probabil cel mai mult. Partea de rezervor de benzină, așa, și să ne ducem în interior. Foarte faine aceste pedale cu Maserati, după cum le puteți vedea aici, mie îmi plac foarte mult. Să ne urcăm în mașină, pentru că asta e cel mai important pentru cei care își iau această mașină, îi interesează partea de interior. Haideți să și pornim, pornirea se face de aici, așa, și așa pornește mașina. Foarte faină configurația ei, mai puțin faptul că în spate n-au pus climatizare și încălzire în scaune, dar în față avem și încălzire în scaune și în volan și parte de ventilație. Haideți să vă arăt un pic partea de multimedia. Aici aveți cheile, by the way, așa arată cheile la Maserati, nici nu le-am desfăcut, clientul urmează să vină pe mașină. Foarte fain kitul ăsta de carbon, o cotieră generoasă, o aveți și aici, foarte fain. Vedeți, cu spații de depozitare, se poate închide separat. Partea de suspensie, aici puteți să vă reglați suspensia pneumatică. De aici puteți, suspensia este atât pneumatică cât și se poate și întări și înmuia. Și partea de sport, în momentul în care apăsați pe sport, se deschid clapetele din evacuare. Așa, avem parte de ice, parte de off-road, nu că cineva le va folosi, dar sunt foarte fain, se schimbă în parte de display. Haideți să-l trecem înapoi pe sport ca să avem un pic de sunet. Cineva a lăsat aici 30 de grade și mă coc. Așa, 21 de grade. Parte de climatizare auto-auto, stânga-dreapta. Cam tot ce trebuie pe o mașină în 2023. Din punctul meu de vedere, o mașină foarte faină. Trebuie să ți-o permiți, după cum am spus, 140.000 de euro, nu-s bani puțini. Las la atitudinea voastră să hotărâți dacă merită sau nu, pentru că mașina, repet, este altceva și din punctul meu de vedere e greu să o compar cu alte mașini momentan în piață. Parte de navigație, așa, parte de telefon, parte de vehicul. Haideți să dăm mai ușor ventilația și să pornim cu ocazia asta și sedilii, volante, haideți să pornim ventilația în scaune pentru că e cald. Așa, parte de vehicul, mamă, deci chiar ventilează, simt deja rece la spate. Parte de surround, cu tot ce ține, cu rezoluție foarte bună. Așa, și parte de aplicații, ce vreți să folosiți fiecare dintre voi. Cutia o știți, Zeaft 8HP, doar că are un alt levier, dacă pot să-l numesc așa, un alt manetă de schimbător, că n-ai Maserati și trebuia să fie altfel, și aici un foarte mișto logo de Maserati. În mare parte, cam asta vreau noi să vă arătăm, cât de mișto și padelele astea de Maserati, foarte fain arată. Da. E altceva. Te simți foarte bine în ea, dar ce să mai, pentru cei care vor să le vadă, cu cel mai mare drag, colegii mei vă așteaptă să le vedeți. Mașinile sunt altceva. Pentru cei care vor altceva, cu cel mai mare drag, cred că astea sunt mașinile care vi le puteți cumpăra ca să nu aveți ce are toată lumea.
din punctul meu de vedere foarte faine, dar repet, depinde fiecare dintre noi ce căută. Mie îmi place foarte mult mașina, îmi place foarte mult și partea de culoare. Interiorul pentru mine la Maserati trebuie să fie roșu sau negru, dar asta e o chestie de gust. Vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune și dacă aveți nevoie de orice alte informații, simțiți-vă liber să ne scrieți în comentarii. Să vă mai arăt odată scaunele, cât de faine sunt cu cusătura asta portocalie și acolo F Tributo. Mie mi se pare mișto din punctul meu de vedere că s-au gândit să facă o ediție legată de prima doamnă care a fost pilot în Formula 1 și mai ales că un pic de istorie și pentru ei a fost o perioadă de glorie în anii 50 pentru Maserati. Vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune, să ne vedem cu bine și vă așteptăm cu drag pe la noi.